Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Iată-ne împreună, Mărica, din nou prietenii noștri se află nerăbdători colecții de la noi și sper să le facem o surpriză plăcută acum când pornim lecția. Hai să ne amintim totuși ce am făcut data trecută. Mai ții minte? Ele, adică. Aș vrea să repetăm de aici, de undeva. Uite, dacă apare așa, minus 5 plus 6, minus 7 plus 8, minus 9 plus 10, minus 11 plus 12, minus 13 plus 14. Dacă am început cu minus, ar trebui să mă opresc la și unul cu plus, nu? Ca să fie în număr. Așa, și cu mulțirea. Facem și cu mulțirea. Acum, ce spui? Tu, începe tu. Tu vorbești tu în engleză tot timpul. 6. La zi bună dimineața. Oh, yeah. Da. Welcome to a new class, everyone. Suntem din nou împreună, iată. We're again together. Și pornim lecția, da? And we're going to get started with our first lesson. Iată un exercițiu. Iată un exercițiu interesant. First, un exercițiu. Nu știu cum spune. Cum să îi zicem noi aici? Ceva foarte interesant, un lucru interesant. First, we're going to do something very interesting. Așa. Și să calculăm rezultatul. Calculăm rezultatul. 6. Așa. 6. 8. Așa. 10. Așa. Explică-ne că cei cu plus aducem pe locul întâi, da? Spune-ne. Oh, yeah. The ones that have plus in front of them, we have to put them aside. And then we put the ones with minus. Da, 12 plus 14. Yes. Și mai departe. And then we count the minus ones, right? Așa, mai sunt cu plus de adus. Spune, prieteni, observați că am ajuns pe toți cei cu plus, i-am pus în primul loc, pe prima poziție. Does everybody understand that we put all the pluses here? Does everybody see that we put all the pluses here? Well, the numbers with the pluses in front of them, and we're gonna put the ones minus here. Acum, pe ce? 5. Da. 5, 7, 9, and 13. Așa. Sorry if I'm saying 13 wrong. Așa. Deci. 13. Așa. Și? Minus? Oh. Da? Yeah. First we're going to start up with the pluses. Așa. 6 plus... Așa. Equals... 20. Așa. Apoi. 20. Așa. Și? Reuni 10 și acum se adună. 15. 50, da? Rezultatul corect, 50. Acum cu ce se vorbește? Ce cu? Now we're going to do the ones with minus. Așa. 18. Așa. Cu min? Yeah. Minus, da? Minus 18. Așa. Minus 18. Așa. Deci, lui nou cât timp mai trebuie ca să-i facem în 10? Lui nou, one. O pleca de aici. Dar lui
Asta cât de mi-e trebuie? Eu. Așa, doi, da? Da. Ei, cât am o 10 făcută, am și o 10 făcută, cât fac cele 20 împreună? Cei 2 de 10? 20, da? Și cât a rămas? 29. Oh, wait, 20. A rămas cât în locul 8? 1. Păi, 1 l-am luat și cu 2. 3 am luat. A rămas în locul 8? 5. 5. Așa. 25? Așa. Și 2 ăla se duce aici. Și cât face aici? Cum se zice la 4 în engleză? 4. 4 și 5, da? I said 45. Exact, l-ai spus tu, nu? Yes. Yes. 5. Așa. 5. Și? Equals 5. Ăsta e final, da? Yes. Excelent. Dar hai să aplicăm șmecheria asta, că putem să le schimbăm ordinea la 2 câte 2, păstrând semnul. Și în loc de asta pot să spun 6 minus 5. Deci, 6 minus 5. Okay. Apoi, ăsta la altul. Plus, că treci pe locul ăsta cu semnul său, plus 8 minus 7. Da. 8 minus 7. Apoi. Plus 10 minus 8. Așa. Echipa asta. Deci, 2 câte 2. Le-am schimbat pozițiile la 2 câte 2. Apoi aici. 1, 1, 1. Aici, cât vine? Plus 12, minus 11, da? 1. Și plus, cât vine asta lângă el, plus 14, minus 13. Vorbește, te rog. 6 minus 5 equals 1. Așa. 8, wait, yeah, 8 minus 7 equals 1. Așa. 9 plus 10 equals 1. 12 minus 11 equals 1. Așa. 14 minus 13 equals 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 5. And that is the exact same answer that we have here. Foarte tare! Foarte tare! Același rezultat am obținut, dar dacă ne-am prins de poantă, îi putem schimba. Deci am schimbat pe ăștia doi, i-am schimbat ca poziții, plus 6 cu minus 5, plus 8, minus 7, plus 10, minus 9. Și uite așa am ajuns rapid la rezultat. Cum ți s-au spus întreabă, cum vi se pare mai ușor? You guys, what's easier for you? Is it the one that you have to calculate like this, or is it the one that you have to calculate like that on the top? Which one is more easier for you? Tu, pentru mine, cum a fost? Well, for me, more easier is this, the top row, but if I have to choose which one is more interesting, I'll go with this one. Aici am ce mai mult, nu? Da? Șmecheria a fost să înlocuim 2 câte 2, da? Să-i facem 2 câte 2. Spune așa. Cu tot but the key... But the key was to just switch them up the numbers and we get 1 plus 1 equals 5. Extra fine. 5. Așa a fost. Minunat. Minunat. Bun. Iată-ne că am pus șmecheria asta. Prietenii noștri o să vadă și ei cum e mai ușor, nu? Asta trebuie să le spunem. Acum o să încercăm să facem exact ce ne-am propus. Deci, spune, prieteni dragi. Now we all are going to be doing the multiplication table. The multiplication table. Sorry if I'm saying it wrong. The table, you know what I'm saying. Multiplication table. Aș vrea să ne amintim
Cum scriem matematic? Cum scriem următorul lucru? 2 plus 2 plus 2. Cum scriem? Folosind un simbol foarte interesant. Multiplication. Cum ai spus tu de asta? Mulțirea. Times. Cum scriem asta? Folosind în mulțirea. 5 times 2 or 2 times 5. Deci spunem cât sunt de 2. Cât sunt de 2? 3. Oh. Deci 3 times 5 or așa. No, like 3 times 2 or 2 times 3. Fiindcă 2 sunt 3 de aceștia. Și face cât în total? Deci care e rezultatul aici? It is Păi vedem. Se face 2 plus 2 plus 2. Oh, wait, no. Așa. Deci spune în engleză. Rezultatul este? 2 plus 2 plus 2 equals 6. Or you can say it 3 times 2 equals 6. Așa. More easier. Dar 2 plus 2. Cum poate fi scris? 2 plus 2. Cum poate fi scris? 2 times 2. Așa. 2 plus 2. 2 plus. Și rezultatul este? 5. 4. Așa. Deci 4. Bun. Hai să facem un tabel. Hai să zicem tabel. Tabelul așa, un tabel în care punem rezultatele astea. Și acum zicem 1 ori 2. 1 ori 2. Cât face 1 ori 2? Un singur 2. Cât face? Nu mai te juca, te rog să fii mai atenți, că se termină în direct. 1 ori 2, un singur 2. Este? Yes. 2. Da? 2. Deci 1 ori 2 egal cu 2. 2 ori 2, cât este? 2 ori 2. 2 ori 4. Uite că avem acolo 2 ori 2. 2 ori 2, avem rezultatul 4. Vorbește, te rog. 1 times 2 equals 2. Așa. 2 times 2 equals 4. Așa. Acum, 3 ori 2 care am făcut. 3. 3 times 2 equals 6. Așa. Și hai să vedem acum 2 plus 2 și plus încă un 2. Cum îl scriu pe asta? 2 plus 2 plus 2 plus încă 4 times 2. Așa. Deci 3, nu 3, cât sunt? 4. Oh, așa. 4. What's happening? 4 de 2. Și câte, cu cine este egal și 4 de 2? 8. Așa, 8. Și să spunem rezultatul ăsta. Rezultatul ăsta să scrie mai și în tabelul nostru care l-a făcut. 4 ori 2 este egal, 4 ori 2 este egal cu, ai spus tu mai devreme, egal cu cine? Cu? 8. Bun. Acum să punem cât de 2? Am pus 4 de 2, cât să punem acum? Următorul. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. 5 times 2 equals 10. Așa, 5 ori 2. Și face 10, ai spus, nu? Yes. 10 means. Și acum să spunem 5 ori 2 aici, că în tabelul nostru trecem rezultatele aici. 5 ori 2 egal cu 10. Acum, să pun câți de 2? 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 și încă un 2. Adică cât sunt de 2 acum? 6 ori 2. Și face ca rezultat 6 ori 2 egal cu 12. Așa, dar zicem și noi 6 ori 2 egal cu 12, da? Yes. Și acum să vedem cât să spunem 7 de aștept, da? 2 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2
plus încă un 2, obținem 7 times 2. Așa, 14. Așa. Așa, 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 corect. Corect, ai spus acolo. Deci, acești 2, 2, 2, 2, care înseamnă câți plus un 2 aici, egal 7 ori 2, 7 de 2, și rezultatul este? Egal 14. Așa. Acum să trecem și rezultatul. 7 ori 2 este egal cu? 14. Foarte bine. Și acum să punem încă următorul. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 și plus 2 se scrie cum? Concentrat. 8 times 2. Așa, 8. 8 așa. Times. Așa, 8 ori 2. Și care îmi dă ca rezultat? 16. Și să trecem rezultatul. 8 ori 2 egal cu 16. Și hai să vedem. 2 plus 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 2 și iar plus 2. Deci vezi cât, cât, ce cât lung am spus. Și egal cu câți acum de 2? 9. 2, 4, 6, 8, 9. Deci 9 times 2. 9 ori, ori 2. 2. Da. Și este egal mai departe. Egal cu cine vorbește tu? Spune, este egal cu? 18. Așa, 18. Uh-huh. Trecem în rezultatul. 9, 9 ori 2 este egal cu? Ok. 18. Și, în sfârșit, acum, 2 plus 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 2 și plus încă un 2, așa, este egal cu, cum scriem concentrat, cât sunt acum? 10 de al de 2 și care îmi dă ca rezultat? 20. Deci, scriu eu, da? Adică, că sunt 10 ori 2, 10 de 2, egal cu, cu 20. Aceasta e tabla înmulțirii cu 2. This tabla is the notification on table. Da, înmulțirii cu 2. Cu 2. Tabla înmulțirii cu 2. Deci, dragilor, iată cum construim tabla înmulțirii cu 2. Ce bine ar fi să învățăm, să știm foarte repede rezultatele astea. Ar fi foarte bine să știm tabelul ăsta. Wouldn't it be a magical thing if we already knew all of these answers without even calculating them? Ne-ar ajuta foarte rapid în calcule. It will help us so... It will be so... Ne-ar ajuta foarte mult în calcule. Nu, după asta. Ne-ar ajuta foarte mult în exerciții, în calcule. La calcule. În loc să facem adunarea asta repetată, dăm răspunsul deodată. 8 ori 2? Yeah. You were all saying that it would be a miracle if we didn't have to write all of these. Well, there's a solution. It was this solution. More easier. And it's more easier to calculate. You don't need to do this because it takes 1 hour, so... Not really 1 hour, but a couple minutes. Deci, but this one doesn't even take 10 seconds. Deci, 5 ori 2 cât face? Cât face dacă avem în situația asta? 5 ori 2. Vedem în tabel, da? 5 ori 2. Dar noi am învățat că 5 ori 2 este egal și dacă le schimbăm rolurile, locurile. Și egal cu de 2 ori 5. 2 ori 5. Da? De doi ori. Well, we did 5 times 2. But what if we do 2 times 5? It'll still be 10. It's just that with this one you have to write it to two fives. For example. Așa? Deci 5 ori 2 egal cu 2 ori 5, da? Zic, 5 ori 2 egal cu 2 ori 5.
Yeah. Why did you write Bun. La șase am greșit, nu? E observat. Și trebuie să intervii când greșești. Mai sunt. Da? Mult mai atent să fiu, da? Da. Yes. Așa. 6 ori 2 egal cu... Uite, în tabelă, nu uite. 6 ori 2 egal cu 12, da? Bun. Ei, dacă eu îți dau adunarea asta acum, ia să vedem. Cum te gândești tu să faci adunarea următoare? Deci aș vrea să faci următoarea adunare. Să vedem așa. Uite, cârdul ăsta de adunare. 2 plus 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 2. Câți ori fi? Ia uite, cam câți ori crezi că sunt aici? Da, de 2. 12. 12? Sau să mai vedem? Nu. Ia vedeți, sigur. Am zis 13. 13, da? 13. În engleză spune. Oh, 13. What is that? Așa? Deci sunt câți? Câți? 13, da? Deci egal cu... 13. 13 ori 2. Sunt 13 de al de 2. Deci observăm că sunt 13 de al de 2. One minute, guys! Și atunci... Alo? Bună ziua! Sunt într-o lecție de matematică, mai târziu interveniți. Sunt într-o lecție de matematică acum. Bine. Orica, sunt 13 de al de 2, da? Cum să facem noi, că-s 13 de al 2, dacă îi adunăm așa câte un pic, câte un pic, câte un pic, obosim? Tu cum propui? Cei 13 să-i împărțim în două grupe. Unde știm noi foarte bine? 13 cu cine ar fi egal? Care sunt două numere care înmulțite cu 13? Ca să ne dea 13. Care sunt două numere care adunate să ne dea 13? Zi. Ne interesăm de două numere care adunate să facă 13. Two numbers, they need to be the same, but they have to equals 13. Do you guys? But it is not possible. No, it's not possible. Nu-i posibil? 13? Nu sunt două numere? Ata. I mean, there is, but it's not equal. It's not like, it isn't like 5 plus, I mean, așa. 5 plus 5. It's not like that. Doesn't it have to și, be equal? Și plus 3. Nu fac 13. Yeah, but don't you need... Sau zic 10 plus 3. Ok. 10. Cum spune 10? 10 plus 3. You write it, because I'm terrible. Correct. 10 plus 3. Când 2 ori 10, 2 de 10, de 2 ori, 10 de 2 ori cât fac? De al de 2. 10 de al de 2? 20 în tablă. Adică, pe ăștia toți, uite așa, Maria, pe ăștia toți, să avem grupați cei 10, da? Cei 10 care știu cât fac. Uite, după tablă, fac 20 de grupat. Deci, este egal mai departe, hai să spunem, cu 10 plus 3, 10 plus 3 e 13 acela care l-am rupt, da? Înmulțit cu 2. Înmulțit cu 2. Și acum, 2-ul ăsta se duce și la 20 și face cât? Și face la 10. 10 ori 2. Da? 10 ori 2 plus 3 ori 2. Plus 3 ori 2. Vorbește. Spune, pe 13 l-am rupt în două. 13 weeks to split him in.
un 10 și un 3. And one 10 and one 3. Așa. Și acum 2-ul îl atacă și pe 10, îl atacă și pe 3. Se mulțește și cu 10 și cu 3. Spune, 2-ul acesta. This 2 is going also into this 10 and also into the 3 right there. Așa. Și rezultatul? 10 ori 2, cât face 10 ori 2? 10 times 2. În tabelă, în tabelă. In the multiplication table. Da. It is 20. Așa. Deci punem acolo, cât punem? 20. Da. 20. Și mai rămâne 3 ori 2. De 3 ori 2. Dar tot în tabelă avem 3 ori 2? Yeah, 6. Așa. Și cât face rezultatul? 20 plus 6? Hmm? 20 plus 6? 26. Exact. 26 este rezultatul corect. Deci, 26 este rezultatul. Dacă ar fi muncit, hai să muncim așa, spune la prieteni, să-i spune, hai să o luăm, adunând pe toți. 2. Let's count them all. 2 plus 10. Cât face 2 plus 4? Iar... Wait, what? Deci adunăm, să vedem cum munca asta grea, așa, să vedem... Wait, pe care adunăm? Pe 2 plus 2 ăsta. Când un plus 2 ăla la rezultat. Păi de ce pui mâna pe ăsta? Deci nu, aici știți, aici. 2 plus... Dar cât face? 26. Rezultatul corect, 26, da? Yes. Dar să spunem, prietenilor, cât ai muncit tu aici? Foarte mult, spune, foarte multă muncă este așa. Guys, doesn't it take like a lot of time to write all of these? If it is taking you long, just write this. Iar aici dacă l-am rupt 13 în două bucăți, în 10 și 3. Yes. We put it with 2, which is 2, and then we și-a folosit tabla. And then we use this for this answer and times. And așa. That one with this, and then 20 plus 6 equals 26. Extraordinar de repede. Foarte repede. It's so easy. Sorry if I have... Ne ajută foarte mult. Merge, viteza crește. Crește viteza la lucru. Și muncim mai puțin. Spune, crește viteza la lucru? Da. Crește viteza. Adică... Da. Câștigăm timp la... The time travel. Când lucrăm în exercițiu. Poți să spun că timpul trece repede când faci asta? Da, timpul trece repede când faci asta. The time travels really quick if you do this one. Iar așa trece foarte greu și muncim and mult. Here it's taking 100. Muncim foarte, foarte really mult. Really long. Really, 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 really long. It'll take you. De aceea o să învăț tabelul. That's why you have to first
you have to first Fabello. You have to first teach this or write this, and then you can do these kinds of problems very easily. Foarte bine. Ia să vedem încă unul care să vedem așa cât de important e tabelul ăsta. 2 plus 2 plus 2. Tu-i numeri cât să spun eu aici. Nu știu eu cât spun aici. Tu numeri. Iau să-i numeri. Ca să muncești așa, să-i adun, ia să vedem cum i-ai adunat tu pe ăștia 17. Muncești, ia muncești, direct așa. No! Oh, fine. 4 plus 6 plus 2 equals 6. 6 plus 2 equals 8. 8 plus 2 equals 10. 10 plus 2 equals 12. 12 plus 2 equals 14. 14 plus 2 equals 16. 16 plus 2 equals 18. 18 plus 2 equals 20. 20 plus 2 equals 22. 20 plus 2 equals 24. 24 plus 2 equals 26. 26 plus 2 equals 28 plus 2 equals 13. 13 plus 2 equals 32. 32 plus 2 equals 34. Asta era. Am ajuns la capăt. Este egal cu, cât ai spus tu? Cu 20. Of. Așa, da? The, yes. Asta e rezultatul. Yes. Oh, da, mult am muncit. Too much. We worked too much. Foarte so we're mult. Just going to do mai another bine. Strategy. Să găsim o strategie. I said that. Da? Să scrie pe 17 altfel. Ia să vedem. Egal cu. În loc de 17, cât să scriem noi ca să ne meargă foarte bine? Găsește-mi tu. 10 plus 7. Așa. But we split them in half. Așa. Arut în două. Așa. Și cât faci aici? Ia să vedem. Condu-i tu acum. So, 2 plus 10. Nu, nu, nu. Oh, 10 ori 2. That's what I said. De 10 ori 2? 20. Așa. Deci e ca 10 ori 2 plus 7 ori 2. Zic 10 ori 2 plus 10 times 2 equals 7 times 2. Și ca cât este rezultatul? 10 ori 2 avem în tabelă 20. Zic